o țară întreagă, pentru cei care poate uitaseră, au zis, domnule, dar stai puțin, ce generație extraordinară de actori am avut. Iată cum pleacă foarte mulți dintre ei și am început să ne aducem aminte și de alte nume foarte mari. Și poate că nu e rău, cred că nu e rău deloc, ca într-un moment ca acesta să vedem puțin și unde suntem sub acest aspect. Oameni pe care poate i-am pierdut și de care multora dintre noi ne este foarte dor, care au lăsat un bagaj uriaș, o comoară. O comoară așa îngropată, uitată, neprețuită poate de mulți, pentru motive pe care poate o să le discutăm în seara asta. Dar vreau să vedem, să vorbim despre comedie, despre monștrii sacri ai umorului românesc și despre umorul și comedia de astăzi. Zicea Mircea înainte de pauză despre monștrii sacri și despre monștri. A fost un joc de cuvinte, nu ne propunem să o direcție anume. Vedem ce iese. În studioul nostru, doamnelor și domnilor, ne face mare plăcere să-l avem în emisiunea noastră pe maestru Dan Puric. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În câteva zile aveți un spectacol important la Sala Palatului. Marți? Marți, da. Marți. De la ora 19. Pentru cei care sunt interesați să vadă un spectacol remarcabil la Sala Palatului marți, vă puteți întâlni cu maestru Dan Puric. Maestre, i-ați cunoscut, ați jucat, i-ați fost student, de exemplu, așa cum vorbeam în ultima noastră emisiune, marelui Dem Rădulescu. I-ați cunoscut pe cei mai mari și ați jucat împreună cu ei. Sunteți unul dintre cei care poate vorbi în mod justificat despre acești monștri sacri. De unde să începem? De unde ar fi corect să începem atunci când vorbim despre monștri sacri ai umorului român? Noi o să vedem lucruri pe care oamenii poate nici măcar nu le-au văzut în seara asta la televizor și o să ne bucurăm de niște imagini în document. Dar m-ar interesa mărturia dumneavoastră a omului care i-a mirosit, care i-a văzut, care i-a înțeles, care a jucat, de la care a învățat. Am înțeles întrebarea. Sentimentul meu direct pe care am acum, că am avut șansa să cunosc o specie. A dispărut. Era, specia superioară de artist. I-a dispărut. Inclusiv în generația mea, dacă stai să te gândești, este prăpastia atât de mare între ce au fost ei și ce suntem noi. Nici mai vreau să zic cea tânără. Este o specie mare. Adică privilegiul să... uite, o remarcă. Da. Făceam un film și eram alături de domnul Octavian Cotescu, Dumnezeu să odinească, era rector. Nu aveam noi scaune fotolice americane. Stăteam amândoi, așa în fund, pe ciment, în spatele unei case țărănești și era pauză de filmare. Și domnul Cotescu mi-a zis: ce faci, bă, puiule? Faci filme românești, ai? Dar eram cu el în film. Numai în fraza aia, eu mi-am dat seama că știa unde este el. Era extraordinar. Atmosfera, te atingeau și spuneau, numai faptul că îi vedeai. De exemplu, pe mine, Bibanu, Dumnezeu să o odihnească, nu mi-a fost profesor, mi-a fost părinte. Da. E altceva. În primul rând că în clasă râdeai de te desfințai. Adică televiziunea a văzut 1,04. Zicea, Gică, pe toți ne lua așa. Gică, ce ți-ai că tu? Zic, domnul profesor, tata este medic. Așa, și maică ta? Tot medic. Dar la voi în casă nu muncește nimeni, nu? Deci cu asta te lua. Acum, atmosfera, domnule. El cu Stanislavski, lăsa Stanislavski și începea să lucreze pe imagine. Dacă să facem noi așa o teorie acum cu marele estetician, Visarion Bielinski, spunea că artistul lucrează pe imagine, nu pe teorie. Și spunea așa: dragă Gică, ce e libidou, Puric? Ce e libidou? Și zic, domnul profesor, libidou este atracția față de sexul celălalt. Ai citit mult și ai înțeles puțin. Cheamă și pe nenorociția în clasă, erau pauză. Dragă, ce e libidou? Și atunci știam că este atracție, Freud, nu așa. Așa, libidou, dragă, este atunci când eram eu cu Mircea Albulescu și cu Amza în lift la Moscova și liftiera era una blondă și țâțoasă și nu vrea niciunul să iasă din lift. Ăsta e libidou, când nu vrei să ieși din lift. E clar? Bun, și atunci eu trăiam într-o atmosferă, te surprindea fantastic de mult. Și, de exemplu, mi-a dat un sfat care a fost genial, m-a marcat. Mi-a zis, dragă Puri, dacă te duci în Occident,
nu te poți mira ca dobitocul tot timpul așa. Bă, dar nici nu poți face. Zic, dar ce fac, domnul profesor? Le combin. Dom'le, și așa a fost, domnule. Vă dau cuvânt, îmi fac Sfânta Cruce. Așa a fost, m-am dus la Milano pentru primărie și când am văzut domnul din Milano, mai spun eu așa, prin conferințe, prin mărturisirile mele așa, și publicul fantastic se recunoaște. Dar am văzut domnul din Milano, zic și eu, că e o bijuterie. Dar când am intrat înăuntru, am văzut, nu că în interior n-ar fi o bijuterie, dar era un lucru incredibil. Erau 30 care se rugau și 800 care îi fotografiau. Și aici ești, oto, sunt aici, am aici, oto, n-ai cotat asta, nu, nu, n-ai, do, do, do. Păi dacă vezi la noi o babă cu 6 coreeni în cap, îi bate pe toți. Este full contact. Păi vezi baba care pupă icoana și aici facă, oto, sunt aici. Era piese de muzeu, domne. Și zici, Bibonul a fost profetic, a zis, pff, asta este Occidentul meu. Acum se pare că mai mult, pff, din după ideile care vin de acolo săracii, că sunt nebuniți. În clipa asta, e cam în, în Franța, dărâmă 2800 de biserici. Vă puteți închipui excavatoarele alea pe monumentele alea de, de, de... Nu trebuie să fie neapărat. Dar noi a fost o dramă națională că am dărâmat, că s-au dărâmat, da, câteva biserici. Da, 2800 și a zis că primăria, deci bijuteriile, nu bijuteriile, zidurile alea, dumneavoastră, s-au rugat oameni. Acolo sunt impregnate. Laurence Olivier i-a spus meșul Beligan, mie mi-a zis. Și că mă de mult, când am fost eu la Londra, m-am întâlnit cu Larry și mi-a zis, dragă Larry, dragă Radule, aici în Olvic, în teatru, am sentimentul că vocile marilor actori au rămas imprimate pentru tot restul istoriei acolo. Ce, ce imagine, Laurence a zis, domnule, zidurile alea, eu m-am gândit și la zidurile alea de biserică, că am fost impregnate cu rugăciune, domnule, în toate, în toate chestii. Am fost la Londra la un musical. Și cred că am fost la, cred că am fost cu tine, fix cu tine, am fost la We Will Rock You. Era un musical cu muzică Queen. Unul dintre membrii formației era acolo în fiecare seară, cânta. Și teatrul respectiv foarte, foarte vechi. Absolut superb, dar foarte, foarte vechi. Și am citit că în acel teatru Charlie Chaplin fusese la premiera unuia dintre filmele sale. Mi s-a părut foarte tare. Da, e foarte o urmă tare. Exact pe care trasează. Spuneați, era, exact. Vezi, e o urmă se trasează, dumneavoastră. A călcat pe aici cineva. Da. Eu eram atent la Viena că calc pe urmele lui Eminescu. Da. Alu Horia. Uite așa. E acel sentiment. Nu, nu suntem singuri, nu suntem generația spontanie, decât dacă suntem cretini, ca, bine, sunt mulți, care apar într-o dată și uităm să spunem, n-am tradiții. Păi de ce eu m-am născut lumea în teatru românesc? Lumea a început românesc. Odată cu mine. Păi da, teatru românesc n-a început cu Dan Puric. Și uitați, în spate, Bibanu săracul când îmi vorbea de bătrâni, avea o lacrimă aici. Să vă fac o distinție. Apropo de comic, ce școală teribilă aveam din exemple pe care mi le dădeam. Era nemaipomenit, pentru că, spune așa, teoria râsului, Bergson. Un om în frac, cu papion, care ultimul șiriceu de părul de așa, se gătește, pleacă pe stradă și auneca pe o banană și râzi. Zice, este mecanismul, devine viu. Este o ruptură și așa izbunește râsul. Remarca lui Bibon. Dragă Puric, depinde cine cade, dragă. Fiți atent. Domne, domne, peste Bergson. Da. Pentru corect. Că Bibonul zice așa, fii atent, dragă Puric. Mult mai greu, apropo de doamna Stella Popescu, Dumnezeu să o odihnească, minunea asta, o să vă și povestesc, cum, ce mai rămas în suflet după dumneai, că eram un țâșbâș când am văzut-o. Teatrul de revistă, dragă Puric, e cel mai greu. Mult mai greu îl faci pe om să râdă decât să plângă. Și zice că actorii de dramă întotdeauna au avut nostalgia să joace comedie. Și Vraca, care era impecabil, o figură, un bărbat superb, se zicea, tare mult aș vrea să joc și o comedie. Și jucau într-o comedie, dar el juca rolul dramatic și intra birlic, el cu nasul așa, se împiedica, pac, și sala râdea, era pe jos. Și Vraca a zis, dar ce simplu este să faci comedie. E de ajuns să cazi. Și a doua zi a căzut el și toată sala, toate mâinile a zis, cade Vraca. Dom'le, este altcineva, este remarca genială. Și vreau să te ferească Dumnezeu un teatru. Că acum intrăm ca într-o poveste, dar eu ce le știu, apropo că am stat, m-ați întrebat de Bibanu. El mi-a transmis povești. El mi-a transmis atmosfera. Și îmi spuneau gagurile care mergeau, care ieșeau pe scenă în, în situații de criză, de emotivitate. Un Ibsen juca Vraca, toate muierile plângeau în sală, el se desfăcea scrisoarea, zicea, da, m-ai părăsit iubirea vieții mele, alea plângeau toate, nu mai știu ce. Și trage sertarul și era momentul în care se sinucidea. Am să mă omor!
cu tine armă ticăloasă. Și o băga în plătă, trăgea și din culise le zicea, maestre, nu merge. Nu vrei să tragi armă ticăloasă. Așa era un pumnal. Atunci cu tine, pumnal criminal. Și când îl bagă, îi mergea, ia ieșirul ăla. Vezi? Dom'le, atunci, cum zicea Bibanu, dragă Puric, să te văd, cum treci tu peste asta? Corect. Stanislavski spunea așa, un detaliu, un accident scenic, te arată că ești cretin sau ești genial. Te arată că ești... Dom'le, învățau, deci, eu când mă, cum să zic, Țuțe a zis așa, dacă e vorba să vorbesc de Brădeanu, trebuie să mă ridic în picioare. Eu dacă e vorba să vorbesc de istoria teatrului român, trebuie să cad în genunchi. Tot o formă de respect. Deci am să vă spun, domnule, cum domnule, în 2-3 săptămâni ăștia învățau Hamlet. Mureau de foame și brusc în 2 săptămâni toată echipa, nu ca acum. Domnule, scriau textul pe coloane, pe astea. Și zicea Vraca, și că a fi, avea pe coloane scris, a fi sau nu fi mai nobile să înduri în, mai nobile să înduri în sine, să gești și praști unde ai pus aurel. Să mor, să dorm cu vise, aici, aici. Și da, stat pe aia, plângeau în sală, era nebunie. Da. Aici, să știți că consider că m-am avut și eu un moment în care am realizat exact ce spuneți, că depinde cine cade. La mine a căzut Gică Petrescu. O, săracu. Da, deci eu eram pe scenă cu Gică Petrescu și a căzut... Da, lumea a mai auzit povestea asta, nu cred că ați mai auzit noastră. Da, deci eu... totul începe foarte românește, muream de foame și eu cu doamna Teo Trandafir muream de foame și mai făceam și noi un ban să luăm un sandwich cu cartofi, da. Și am prezentat la un moment dat un spectacol de romanțe la sala Palatului și desea, eu și cu romanțele Baba și Mitraliera cum, bon. Și erau, veneam la umbra nucului bătrân, ok, bun. Și a ferit să cânte, ca o variațiune absolut binevenită, Gică Petrescu. Și a început, eu eram pe scenă, din preună cu doamna, retrage așa un pic, stângă dreapta așa, a început maestru, hop, și o dată, hop, și o dată, stop, hop, și au zburat picioarele. A căzut? În cap. Deci i-au zburat picioarele în tavan și a căzut pe spate. Bum! Extraordinar. Eu am, deci toată lumea din sală, oh, toți erau... S-a scoat de jos? M-am repezit, pe vremea aceea aveam, eram tânăr și în reflexe, m-am dus să, înainte să apuc să-l, hop, eram în picioare și hop, și o dată, hop, și o dată, și toată lumea. Domne. Deci, domne, asta știți cum s-a ridicat? Deci a căzut, a fost o fracțiune de secundă în care toată lumea a rămas așa. A știut ce să facă dintr-un accident. Da. Evident că nu s-a lovit foarte tare. Nu, dar eu... Bine, era Gică Petrescu, era indestructibil. Asta mi-a adus aminte, deci, da. Uite ce mi-a făcut mie Gică Petrescu. Eu făceam pantomimă, șpagat, mă aruncam, cădeam în cap, eram așa, și am de revelion acolo cu ambasadora medicii, cum nu știu ce. Bă, eu nu crinteau, n-a venit o chestie. Muream ca mama lui Michael Jackson pe acolo, pe cine. Și a venit Gică. Și cu freza lui făcut așa într-o parte. Da. Și zicea... Lai, la, lai, la, lai, 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 și merge așa, așa, știi? Lai, 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 lai. Hop! Și-au se fugă! Au crezut, domnule, e viu! Înțelegi? Hop! Și a doua tare de tot am luat-o... Domnule, țar de nebuni! În Târgoviște, la 2 săptămâni după ce l-au omorât pe bietul Ceaușescu, că ieșea fum de acolo, așa, mi-a zis George Motoi, Dumnezeu te unească, imens actor de cinematograf, și că, Dănuțule, avem o șușă. Cine? Noi doi cu Gică, tu faci pantomimă, la romanță. Unde e, domnule? La Târgoviște. Sala, 300 de locuri, 6 babe de gerat. Eu, ăla, era alcoolic ăla care umbla la sunet, era... Dă-te la mine, bă, dacă te când auzi în România, fii sigur, te sinucizi. Lasă-l, fii sigur, bun. Și eu aveam... Alea, babele erau în cretacic, nu mai mișcă, era de mult, era așa. Restul gol. Și muzica, a mea avea muzică tare dinamică și am auzit-o. Și m-am întors, ăla căzuse cu fruntea pe magnetofon de la obeție, era terminat. Și după mine a intrat Gică, care a făcut cea mai mare pantomimă, domne. Era atât de fric că ieșea abur și el cânta. S-a dus toamnă după... Și dispărea glasul din cauza frigului. Curentului. Da, frigului. Și s-a dus toamnă după... Iau, da, îi venea sonorul, domne, din când în când, domne. Hai, 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 hai. Și iară dispărea. Alea, alea s-au reactivat abia s-au atunci. S-au reactivat, nu? Pentru că nu știa că vine sonorul.
Era cine... luat prin surprindere, corect? Da, în clipa care ai, cum să zic, intimitatea lor și îi vezi cu... Dar nu se tulbura, domnule. Eu m-am tulburat, zic, neagică, zic, sunt 6 babe. Da. Nu face nimic, e rață. Rață spune că e gol. Avea experiența asta și harul. Domnule, da. Ei învățai un fel de sifilis cu care poți să acționezi într-o țară nebună. Pentru că ești deprimat. Uite, nu avea nicio treabă. El cânta, îl punea așa. Cum să zic, erau, cum zic, din punctul ăsta de vedere, fabuloși. Și când se întâlneau, de exemplu, lupta cu cenzura. Eu am apucat teatrul ăla. Când a venit Peter Brook aici să ne povestească că trebuie să vorbim mai liber, m-am uitat așa, ca la o comedie. Pentru că el n-a cunoscut efortul și geniul artistului român ca să fenteze. Foarte corect. Să fenteze. Veneau de una filmare. Da. Dom'le, vă dau expresia asta lui Nea Gigi Dinică, Dumnezeu să-l odinească că i-am fost coleg de cabină. Eu, un puric pe lângă el. Un suflet, îl părea așa cinic. A venit Michael Jackson, dom'le, în România. Și au fugit tot să-l vadă. Da. Pentru că, na, 2 ore de televiziune, toată lumea. Eu nu m-am dus și mi-a Gigi acolo la restaurant, la teatru, numai cu el, cu o sticlă de vin. Fiți atent aici, remarcă de român. Zic, na, Gigi, nu te duci să-l vezi pe Michael Jackson? Și zic, nu mă duc, mă. Zic, da, de ce? Dacă se năștea aici, cânta la Gogoșaru. Gogoșaru era o cârciumă, că atunci, da, înțelegi, prins, într-o chestie nemaipomenită. Dom'le, aveau un simț al realității. Și al locului unde sunt. Bibanu zicea, dragă puric, te vă mai deștept, citești așa, tu o să fii cu masele populare, dragă. Tu vrei să eliberezi Zimbabwe. Să zicem, vrei să eliberezi. Nu poți, dragă, că te duci cu metroul la aeroport și îți dă un țigan în arapoteză aici la eroilor, de te-a rupt. Deci local te omoară până să ajungi în Zimbabwe. Ei știau, dom'le, îți dădeau materialul, da, super, suflu. Super. Erau extraordinari. Adică, eu am stat lângă un geniu, 4 ani. Știți care e problema? Profesorul îți dă teorii, cunoștințe. Maestru te contaminează. Nu face nimic și tu te molipsești, domne, de la el. Corect. Este ceva... aveam un sentiment în clasă că stăteam cu un frate mai mare la țară. El era din Râmnicu Vâlcea și ne povestea, din zi, una din teorii, zicea: dragă puric, trebuie să te miri. Dacă nu te miri pe scenă că se întâmplă ceva, înseamnă că ești un mameluc. Trebuie să te miri. Mirarea este... Și punea întrebări fundamentale. De exemplu, în Cehov, uitați aici, chestia care m-a dat gata. Conflictul ăla, livada cu vii și între surori. Astea, de ce se ceartă ăștia, dragă? Dragă, de ce se ceartă ăștia? Toată ziua se ceartă. Zic, procese de conștiință, zic, pentru că îi caută să rezolvă. Nu, dragă, ați citit mult, n-ați înțeles nimic. Dom'le, nu mă gândeam. Ei se ceartă pentru că n-au servicii. Și așa este. Nu pleacă unul din casă. Da, păi, până, nu, dar îi stau unul cu altul, da. Și se plictisesc, domnule. Da. Nu m-am genial, dus minte. Iar la Otelo mai zic când se joacă Otelo. Puri, când începe Otelo piesa? Păi zic începutul. Ești prost. Otelo, dragă, începe când el frumos, maurul, solid, mușchi, dar complexat că e maor, dar nu folosea cuvântul maor, îi părea rău că e negru, dragă. Și se uita la aia blondă, iubita lui, superbă. Și vine Iago și spune la urechea atât: o cunoști de mult? Atât. Și merge, zice, iar monstru, așa zice Shakespeare. Gelozia este monstru cu ochii verzi ce singur își devoră coada. Fiți atenți unde pleca motorul la el. Și că o știi de mult? Atât. Cum, domne, ce iubita mea? El știa motorul. Bătrânii în spectacol întrebau: eu pe cine omor? Adică cu cine avea treabă? Asta era chestia. Da, Marioara Voiculescu schimba intrările. Meșterul Berigan era cel mai tânăr partener al meu, am jucat cu el, mă călca pe replică. La finalul, de exemplu, făceam 2 baruri pe noapte ca să rezist, să supraviez, vai de capul meu, și la matinou cu meșterul Berigan. Fiți atent acum, actul improvizației și ce înseamnă calitatea unui imens actor și învecinarea mea. Eram un puștan. Și eram, există imprimarea la televizor, Harvest, o piesă care a fost succes mare, a fost și prin Israel cu ea. Bref, situația. Eu trebuia să-i dau o țigară. Eram doctor. Cam nebun. Ziceam, domnul lucrări, vă tratăm niciun fel de problemă, stați liniștit acolo. Dar de ce vă agitați așa, domnul lucrări? Ce probleme? Zic, dacă aveți un foc, o clipă vă dau să fumeți. Eu eram nebun, de fapt. Eu vă dau să fumeți, niciun fel de problemă, stați acolo. Domnule, și mi-am dat seama dimineață că n-am chibrit.
Și zic, domnule doctor, o clipă, că cred că m-a uitat chibritul dincolo, o secundă, aștept. Dar de aștept, domnule doctor, vă niciun fel de grab. Mă duc, în spate dau de 10 mașiniști care au terminat beți. Și i-am rugat ca Richard, dau un regat pentru un caz, zic, vă dau tot salariul, dați-mi un chibrit, că mă așteaptă bine. N-avem șeful ăsta. Și am intrat distrus, mai bine mă împușca cineva în cap. La meșterul Beligan se zic, nu, zic, domnul, dar nu se mai găsește chibritul. Altul, dacă era dubitoc, uita și textul, mă și rădărea și avem și a zis, dar nu-i nimic, cu ocazia asta mă lăsă de fumat. A luat aplauze, a luat aplauze. Și fiți atent acum, ți-am învățat de la el. Arta teatrului, mi-a zis-o Traiana Irene, marele meu pedagog de școală populară. Bă, puiule, între literatură și teatru aceeași legătură ca între literatură și arhitectură. Niciuna! Bibanu din carte de telefon făcea comedii, râdei de mori. Un dobitoc poate să facă din Shakespeare o nenorocire. Arta comportamentului e diferită de text. Și vă dau un exemplu. Trebuia să zic că la revedere, Harvey, vorbea cu un iepure imaginar. O să ne vedem în curând, dar acum mă duc acasă. Și-a uitat jumătate de text. Și-a zis, la revedere, Harvey, o să te lămâne, să te lămâne, să te lămâne. Tot aplauze. A luat aplauze, domnule. Domnule, a luat aplauze, pentru că lumea mergea setată pe comportament. Sigur, sigur. Când am fost cu el în Israel, au venit evrei bătrâni români săraci să-l vadă, nostalgie, după urmă, și era o sală din aia lungă de... Și a băgat-o la valieră. Atunci meșterul avea vreo 78 de ani, era tânăr. Atunci îl dăduse afară de la direcția teatrului. Avea o noblețe a lui extraordinară. Stăteam, eu nu mai eram angajatul, aici eram angajatul Teatrul Național, el m-a băgat în Teatrul Național, n-am suit niciodată asta. Și când îl fugăreau... Da, a fost un director mare al teatrului. Imens! 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 Degeaba mă șobolaniște, că au zis cu Comitetul Central, dacă nu era el, nu se făcea teatru. Corect. Și eu stăteam acolo, stătea, Radu Beligan era simplu actor, cu un puric simplu actor. Și am zis, meștere, discuția antologică, de ce m-ați băgat în teatru? Sunt securist, v-am dat bani sau sunt evreu? Că așa discutau aia, că ea nu puneau preț pe valoare. Așa erau clișeele. Iar meșterul a fost genial. A tăcut și a zis, lăs-o pe aia cu evreul că-ți prinde mai bine. Bun, corect. Corect, bun. Când m-a angajat în teatru, eu cum să uit? Am venit cu... Eu mă iertați dacă monopolizez discuția, nu dar voi m-ați spus. Așa, am fost cu teatrul Mihai Mescu din Botoșani, am făcut stagiu, 3 ani de zile. Și acolo domnul Mihai Malaimare a făcut o pisuliță în asta, Romeo și Julieta la Mizil, foarte frumoasă a făcut-o. El era angajat al Teatrului Național și a vrut să vină cu ea în București să vadă meșterul. Și atunci m-a văzut Radu Beligan, directorul Teatrului Național, membru CC, nu mai știu ce, președintele Institutului Mondial de Teatru. Asta e important, era președintele Institutului Mondial de Teatru acolo, nu putea să fie pe... Bun, și era o valoare. Bun. Da. El era în sală, eu eram în amâre de la Botoșani, dar făceam tot felul, fir, flacuri, step, era o bucurie. O sală, studio, frig afară, lumini stinse, Ceaușescu, dar noi jucam acolo. Mama cu tata, diferența între mama și tata a fost foarte mare ca vârstă, i-am chemat. Aplauze, nu mai știu ce, la sfârșit a venit Beligan la mine și mi-a zis, te angajez într-o săptămână. Mie mi-a paralizat mâna dreaptă, că... Îmi termină stagiu, îi termină stagiu, zic, am terminat maestră, zic, nu știu ce. Da, ești genial, te angajez. Am ieșit paralizat, că mă angajează, văd un copil de 25 de ani, a pus Beligan mâna pe el, vezi, respectul, să rămână chestia asta, rămâne niște. M-am dus prin spate, am ieșit pe la teatru, pe zăpadă, veneau așa doi în vârstă, mama cu tata, că era zăpadă și ningea și tata în vârstă, mergeau așa și un șipt umflat de bucurie, că... zic, mamă, ți-a plăcut spectacolul? Și că mi-a plăcut, mamă, dar eu nu cu nenorocitul ăsta nu mai vin la teatru niciodată. Nenorocitul era tata. Zic, dar de ce, domnule? Mai dormea lumea în sală, dar asta sforea în ultimul hal. Și știi, domnule, asta te zmerește, domnule, mi se pare genial, m-a trezit Dumnezeu. Fiți atenți cum m-a angajat. M-a chemat după două săptămâni la Botoșani și era ușa deschisă. Nu pot să stau să sula, și eram acolo cu secretara. I-a chemat pe... toți cu corcobaurii de acolo, de la contabilitate, veneau așa că ei credeau că sunt cu bani, cu pile, că acum e... Și s-a auzit ce spuneai. Am angajat un băiat excepțional, este un băiat așa, un băiat tânăr, este un talent remarcabil. Așa ca Claudiu Blânț, nu, că este special, are o chestie specială. Ca Joe Visu, era tânăr. Da. Nu, nu, nu. Nu, că este și frumos, e ca mine când eram tânăr. Și atunci, unul a zis,
ce va zice tovarășa Tamara Dobrin, care era atunci la... Domnea, avea o strategie de a conduce omul ăsta a la Talleyrand. A tăcut ca și cum l-a încurcat. Și eu zic, Dumnezeule, zic, astăzi, Comitetul Central... S-a terminat. El a pus întrebarea, că asta era o mică jigodiuță locală. Uh-huh. Zic, ce face? Și a tăcut și... A pus un fel de o cunoști de mult? Da, exact. Cam așa. Exact. Bravo, bravo. Se vedea în geam cum stătea, ca și cum era făcut praf. Și l-am dat să juca cu sertarul așa. Și zic, cred că am să-i duc o floricică. Eu o să găsiți pe Active News, am scris la mormântarea lui. Am scris. Am zis că dacă aș fi în America, aș face ca la moartea lui Edison. Știți că la moartea lui Edison a strins toți becurile. Da. El era istoria tatălui. Peste jumate de viață. Era el. Era, ce să-i faci? Îl turnai. Am fost lângă el, am fost lângă Bibanu, lângă... N-am jucat cu oameni, am fost cu Dinică, cu Nea Gigi Dinică, care era Dinică, domne, care l-au scos, ei se duceau la peștera și mai beau așa și beau. Ei, se refugiau. Domne, și a luat cam mult așa și zăpadă două noapte. A zis taximetristul când a văzut că îl cunoșteau toți cu... Nu, trage domnul Semaca, sunt el scăric, era nebunie. Domnul Dinică, maestre, unde vă duc? Du-mă acasă. Și da, unde? Nu mai știu. Că era căutat la pe stație și ăla a vrut să intre în discuție cu el, domnule. Zice, domnul Dinică, ce frumos ninge afară. Și zice, pentru asta au bani, futule, mă, m-am curs. Era fantastic, domnule. Domnule, au făcut ședință. Au făcut ședință după ce l-au omorât pe bietul Ceaușescu și au început să se scuipe între ei actorii. Tu ai zis poezii cu Ceaușescu, securistule, nenorocitul, două ore. Și a venit Gigi, domn. Și a zis, fraților, cu toți am mâncat rahat, numai că ne-au cerut supliment. Și s-a tăiat ședință. Este, au avut geniu. Absolut. Au avut geniu. Eu am văzut Mircea Albulescu, Dumnezeu să odinească, citea o poezie cu partidul, zicea, pune-o în față. Gata, mă imprima. Incredibil. Igor, îi spuneți că încă o dată, nu se mai poate niciodată. Domnule, era ceva, dai seama, cât zic, la filmare era un Dulea. Care, celebru, da, cum? Da, Dulea venea. Dar era cu cenzura. Cu cenzura, Dulea, da. Dacă ăla zicea tăiem replica ăla, asta, aia cădea. Și ăsta se certau și venea cenzura, ci că era Nea Gigi Cuna, care tocmai își dădea cu chiloții în cap, se certau și zice, a venit la Comitetul Central să se căsătorească. Zic, noi doi, pe tocmai omorăm pe asta. Și a trebuit să schimbe totul, domne. Domne, pune-l pe Heckman, pe Al Pacino, care sunt mari artiști. În condițiile astea n-ar fi făcut niciodată nimic. Eu am un respect fantastic pentru că i-am văzut la muncă, domne. Puiu Călinescu l-a făcut până și pe securistul care era la Tănase să râdă de ea, căzul ăla, proteza pe jos, că eu râdeam la Puiu, aveam aici, nu, aveam, astea mă nu mai puteam, febră musculară. Da, domne, da, uite cum, n-aveai voie să zici niciun adevăr pe cine, că te aresta. Și apropo, Puiu, geniu. Și se cerceta cu bole, dobitocul, tâmpitul, pu, și s-au scuipat, pu, și ăla zice, opa, cine a oprit apa? Iar oprește apa. Genial. Domnule, se rupea sala. Genial. N-avea ce să-i facă. Termina, da. Iar atunci era să fentezi cenzura. Comicul apare, sau umorul de tip românesc a fost exersat. De-aia acum noi am căzut în vulgaritate. Nu numai de asta, rasa. Am fost și eu, sigur, spectator la teatru de când eram eu mai tânăr. La un moment dat m-am lăsat de sportul ăsta, dar pe vremuri am văzut mult teatru. Tentație, și, da. Nu, altele au fost motivele pentru care m-am lăsat. Dezamăgire. Dar, nu, faptul că te-ai dus acolo. A fost tentație. Am avut un întreg istoric care m-a călăuzit către și era piesa Niște țărani la Teatru Mic. Aha, da. În două seri se întâmpla că era uriașă. Deci partea întâi și mai vedeai mâine partea a doua. Și sala se rupea bine, se rupea în multe părți. Momente. Da. Când era lumea la mat, scena plină, mat, hărmălaie, și intră un bătrân pe ușă și zice, era sigur, pentru cine nu știe, n-a citit cartea asta, era colectivizarea cu asta, veneau comuniștii să le ia pământul, să nu știu ce. Bun. Și la mat, hărmălaie, se deschide ușa și intră un bătrân și zice, trăiască Partidul Comunist Român! Și se face tăcere pe scenă. Și se întorc toți așa, știi, către el. Și el zice, asta e situația. Foarte frumos. Se rupea sala acolo. Domne, nu știi, gagul adevărat cu tot Comitetul Central la sala Palatului și cu corul. Corul și acton. La partidul minte. Partidul minte. Și au închețat.
Partidul Minte Luminată. Da, 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 da. Genial, super, bă, domnule. Dar că se creau întotdeauna presiunea, presiunea cenzurii creează sketch-uri înnebunitoare din cauza fricii. Se creează niște momente, eu am trăit din asta, mai ales la spectacole festive, am mai povestit-o prin conferințe, de ziua lui Ceaușescu, Filarmonica din Botoșan cu actorii. Și săraci, ne dădea textul ca la carte de bucate, să citești, că altfel, da, nu, nu greșeai. Mai târziu ne-au băgat și pe bandă să facem playback, ca nu cumva să o iei razna. Și acolo vedeai, am mai povestit lucrul ăsta, dar este semnificativ pentru lupta inteligenței sau pentru mai mult cât poate să facă frica din om. În fosă era corul, era filarmonica, cortina trasă, aici cortina și microfoane de sus cu fir. Ca la, ca la Madison așa. Square Garden la box. Așa, da? Stătea așa, da. Și avea emoții și uda buzele. În cealaltă, în partea altă, în spate corul de la flămânzi. La culise, regizorul tehnic. Zice, băieți, nu a venit tovarășul prim, mai așteptăm puțin. Sala plină, gagina aia cu afată, ce, ce ute, ce, care, dacă te privește una din aia devii asexuat, o nenorocire. E inversul libidoului. Că... Da, din aia îți, te castrează. Ieșai din lift, da. Da. Este o nenorocire. Și la un moment dat, tot ăsta vine de afară voce. Ce s-a întâmplat? A venit! De frică, că mi-a zis prin secretarul, a dispărut vocea. A fost afară, zic, a venit! A început. Da, ce cortina, băi, cortina. Că trebuia să zic că partidul Ceaușescu era între... Și cortina... Dom'le, și agață cortina microfonul. N-a văzut condamnat la moarte. Dom'le, a nebunit. Deci ea și s-a... Aia tare. Hei, hei, hei. Tot ce a fost, a fost așa. Deci ăia, ce mai mare pantomimă, eu am fost complexat în viața mea de aseară. Iar cea mai, mai tare decât asta a fost cu un dobitoc de la Iași. A dus bariton. Venea la Botoșani. Morahat, el era de la New York. Nici nu învățase textul. Zicea, săracă țara Moldo. Maestre, nu vă supărați când ieșiți? Nu o las pe stânga, că e baletul. Baletul, cel mai tânăr balerin, avea 65 de ani. Scutea de la pensie, se clătina. La atunci copilul ei era așa. Dar e obligat. Era așa, e obligat. Nu luați. Mă înveți pe mine care sunt de 30 de ani pe scenă dobitocule, du-te dracului meu. Și Dumnezeu l-a bătut, fie cum bate Dumnezeu. Dumnezeu bate în spectacole festive. Microfon, sala plină de băieți. Săracă țara Moldo. Aplauze frumos. Și uite prostul, s-o ia în parte. Era să ia un cap în gură de la balerin. Și când trece pe la microfon, da, la microfon a zis, rația-i dracului să... La toată... Dă-le microfon! Rația-i dracului, Giulia! Ia să-i seama să te jure pe scenă după 8, rația-i dracului. Dumnezeu a zis, spune-le pe nume ce trebuie să le zici, că asta este... Le zici curat acum. Te învață Dumnezeu. Frica, domnule. Frica. Dar știți unde este important? Să ai inteligență scenică. Se transformă în accident, așa cum ai spus de Gică Petrescu, săracul, bine că nu s-a uit în cap. Wow. Dar când ți se fac gaguri pe scenă, la spectacolul, nu știu, 800 și ceva lui Calboreanu. Așa pe tron, așa soldați acolo nebune. Măria ta, de la Baiazidil de Rim, nu știu ce, venea, cădea în genunchi cu firmanul. Și trebuia să-l deschidă. Dom'le, e un paradox. Mi s-a întâmplat și mie, știu de la bătrâni. Înveți rolul principal, niciodată nu înveți bilete astea, ca să nu-ți mai le citești. Dau. Acolo e nenorocire. Că acolo te lucrezi. Și îți dă foaia goală. Așa zicea, eu, rege, soare, împărat, da. Răsoare, Baiazid, el de Rim, da. Nu știu ce. Domnul și-o dă lui Calboreanu. Și-a dat goală. Goală. Și acum fie, se uită omul. Ăla care era așa, era... Halebardier, pentru că știau tot. Și bătrânul-i vede. Dar tot domnitor și-a zis, citești tot tu, că pe mine m-a lăsat vederea. Domne, l-a omorât, l-a omorât. Păi da, de urmă, cum să zic, cum întorci gagul. Ștefan Ciubotorașu, imens,
alt titan. L-au trimis ăștia, că au zis că a fost legionar, l-au trimis la Botoșani. Și ăștia bătrânii mi-au zis din Botoșani. Și juca piese astea cretine, cu ieșit din șut, cu mineri, cu șat. Și ea s-a plictisit, dumne, și la un moment dat, și felicitat pe toți, opt. Bravo, bă, copii, ați spart norma, mă. Și aia, nenorociții, și-au dat cu vaselină pe mână. Și-au, bravo, mă, copii, mă. Bravo, mă, copii. E, și al naibii, pe urmă, s-a dus și la obraz, zis, bine, mă, că-ți depășin, bravo, bravo. Ce a fost... Eu în mediul ăsta, domne, am crescut, domne. În mediul ăsta este George Constantin, juca imens. Stai puțin, că aduc și șervețele pentru cine are nevoie. Da, da, și la telespectatori acasă. Dacă da, asta puteți, mă gândeam. Că în momentele astea de tensiune socială îi detensionăm cum trebuie. Domne, George Constantin, actor de dramă, imens, juca Ivan Karamazov, o piesă postă de Dan Micu, un excelent regizor, Dumnezeu să o odihnească și pe el, dar lungă, 4 ore. Da. Și venea și de la film, film burebista, nu prea era el fericit ce a jucat, că acolo apăreau daci în ceau. La atac, aveau toți ceas pe mână, treceau pe sub curent electric, era o nenorocire. Și George era distrus și mă rog, după 2 ore a intrat cu creierii luați așa și zicea, eu, Ivan Karamazov, domnule, și uita cum îl cheamă. A fost blanc. Da. Și a zis, eu! Eu! Și a dus la suflar, cum mă cheamă? Și a zis, George Constantin se trăiește. Aici este demența, domnule. Auzi, dar mai există suflor în teatru? Există, dar vorbesc singur, nu-i mai ascultă nimeni. Ei suflă acolo, este ceva. Fiecare așa. E în bula lui. Nu este, este, da. Absolut, este absolut în bula lui. Este, cum să zic, e o anumită atmosferă din care tu înveți să fii dezinhibat, să fii liber. Și mai ales învățam să fentăm textul imbecil. Cenzurul asta, eu, cum să zic, Bibanu, Amza, Cotescu, toți pe care am cunoscut așa, Dinică, Beligan, erau un univers. Erau un univers, nu erau... Era o stare de spirit pe care comunismul n-a putut să-i... Din contră au răsărit. Vă dați seama ce prăpast este acum. Eu când intru în Teatrul Național sufăr îngrozitor. Nu mă mai întâlnesc cu el. Mi-era de ajuns să-l văd pe Ghiță Cozori, să-l văd pe Marie Moraru. Nu vine să cred. Să zic că ce faci, Dănuț? Deci lucrezi, muncești. Și ce-am constatat? Ea avea o grijă părintească față de mine. Am intrat și eu în rolul Setilă, ziceam 2 vorbe. Și, pam, pam, acolo. Marie Moraru, după ce am terminat piesa Harapal, la aplauze m-a scos în față, pentru că am intrat fără repetiție. La fel am intrat în Ploșniță. Asta trebuie să vă spun că este absolut genială. Îmi dădeau textul, zicea, mâine intri în asta. Păi, da, da, zic, să repetăm, n-are timp să joacă de 10 ani, te descurci și șoptesc colegi. Îmi șopteau colegi. Foarte tare. Dom'le, mă puteți vedea îmbrăcat într-un tigru, pe mine, da. Cu coadă, cu mustăți, așa. Bun. Eram un tigru în piesa Ploșnița. Trist, amărât tigru că n-aveam repetiții. Era. Asta este genial. Era mai bine decât Ploșnița în piesa Tigru. Absolut. Și juca domnul Arșinel în locul lui Biban. Scena mare a Teatrului Național, acolo închipuiți-vă că e publicul. Aici, în culise, e un zid mare cât toată clădirea asta care poate să separe la un moment dat culisa de asta. Și am început să fac cu creionul dicție de emoție. Nu mi-am dat seama că cobor un zid de 30 de metri pe 60 de metri încet. Și când m-am întors, am văzut negru. Nu am mai văzut colegii. Ziceam, sunt aici! Sunt aici! Eu sunt aici cu coada! Nebunit, sunt aici! Cum să sparg un zid atât de gros de metal? Zic, sunt aici, salvați-mă! Aveam 5 minute să intru! Și s-a tras pe semnul că așa era chestia atunci să se tragă ăla în momentul ăla. Se pare ca și cum acum eu aș fi separat de voi. Da. Nu nebunești să vezi negru. Dintr-o dată, unde ești? Doamne, m-am întors și am văzut o distanță uriașă de decorul. Corăbii, Cehovas. Am trecut prin ele cu păienjeni, am văzut un beculeț. Am luat-o pe o scăriță mică de serviciu și am trecut pe lângă niște balerine, am ajuns pe la o peretă care fumau și când a fost era un tigru că trec în vită, l-a căzut țigara din gură, am ieșit din teatru pe la o peretă, am ocolit teatru. Incredibil. Da, mă vedea lumea pe asta cu tigru, am trecut pe la poarta aia și am ajuns și am zis, poftiți, intrați în șel. Doamne, e o nenorocire. Eu era zic că poftiți în scenă, domnul Păric. Cu coada. Deci eu am trecut pe la Inter, domnule. Am trecut pe la Inter, sunt acolo, ce, domnule, în tigru. Balerina era când am văzut un tigru cu coada care alargă. Nu mă genial, absolut genial. Domnule, genial, eu așa am făcut teatru, domnule. Și am ajuns și m-a scos Ghiță Cozorici la aplauze, tot așa. El nu știa că am ocolit teatru, dar știa că am intrat fără repetiții. Fiți atent, pescuiau.
El și-a dat seama, ăsta micul și-a dat silința, e profesionist, bă, și-a dat sufletul. Păi nu sunt figurație, eram minimum de figurație. Ai și figurația la sfârșit, la început, rolul principal. S-a dus în culise și m-a luat. Credeți că eu pot să uit? Și nu spun foarte asta tare, din orgoliu. Da, nu, m-ați înțeles ce vreau să spun? Da, nu, este tare. Un fel de prețuire a valorii. Acum nu contează, dacă nu se sacrifică... Foarte tare. Eu practic n-aș vrea să vă întrerup în seara asta cam deloc. Dar vă spun totuși... Întrerupeți-mă, că vorba lui Caragea, nu mi-e frică de întrerupere. La aia cu Partidul Minte, eram și eu mic, pionier, la un plugușor de ăla. Fără repetiții, da, urma plugușorul vieții. Și la microfon tare. Și acum copiii ies cu ura din sală. Genial. Bun. Cu ura din sală. Ies cu ura din sală, da. Pentru că e ura, ura. Păi a mai pățit Cocoloș. La Cocoloș, regizorul ăla asta, la Bulandra, a făcut cel mai mare act de dizidență din tot estul Europei, fără să știe. Că el zice așa, să intre în dreapta cu pancartele, cu steagul roșu, în stânga, în partea înaltă. Era polivalentă, la polivalentă, spectacol festiv. Și la un moment dat trebuia să zică, să dea jos așa. Jos partidul! Jos partidul! Jos! Și a dat seama, a văzut trei securiști care s-au întors, da. Așa, nu ne-a venit să creadă. A văzut două bărbani treziți, așa. Și a fugit la Măsă, la Sinaia. Două săptămâni. A emigrat la Sinaia. Da, a fugit, dar nu, a plecat așa, liniștit. Pe când în exil, s-a dus. Păi da, tu stii jos partidul, cu aia. Jos. Mie mi s-a întâmplat în armată, când eram furier pe statul major, în culoar lung acolo la statul major, ușile alea rapatabile, așa, care fiind geam și fiind întuneric, te vedeai. Dom'le, și eu m-am plictisit, dom'le, stăteam acolo, citeam. Era inspecție de la Marele Stat Major în altă, plin cu generali acolo. Eu eram acolo, zic, oamenii sunt înăuntru, niciun fel de probleme. Mă uitam în geam și m-am văzut pe mine. Și mă văd, m-am început să fac așa. Domnule, și până m-am scos, și odată am văzut după geamul negru o dungă roșie. Erau trei generali care de 5 minute se uitau la soare. Domnule, ce zic, să trăiți? Am zis, ce-a spăcat? La Sinaia. Domnule, la Sinaia mai mi-a loc? Dat comandantul permisie. Dar nu mi-a zis nimica. A zis, cred că trebuie să duci acasă. Să... Liniștește-te și mai da. Te sunăm noi. Dumnezeu mi-a zis ce să le fac. Și când am văzut dunga, zic, e nenorocire. Că nu poți, n-ai cum, zicea Bibanu, dragă puric, dacă îi știrb în gură, să nu râzi așa. Că se uită toată lumea. Râzi odată, se obișnuiți tot și gata. Nu-i genial? Fabulos, da, fabulos. Genial. Râzi, dragă, odată și gata, ne-am obișnuit cu tot și ce... Fabulos. Asta cu jos partidul, vreau să zic o tobaza cu jos partidul. Vreau să povestesc ceva. Jos partidul este că era un banc pe vremea lui Ceaușescu, când erau multe bancuri. Și acolo care striga: "USA! USA!" Și tot așa trei securiști așa să uite la și era: "USA că mă năbus." Alea trebuie să stau, da, n-avea ce să fac. Apropo, nu doar de genul actoricesc, ci și de caracter. Ce nu-și dorea să faci emisiune în fiecare seară, să n-ai un interviu, să faci un interviu cu marele Radu Beliga? Îl sun într-o zi, maestre, nu știu dacă ți auzi despre mine, fac și eu emisiunea la televizor, vede capul meu, fii foarte onorat pentru mine. Maestru, stă, mă ascultă, mai pot să vorbesc decât am râs. E bine, lasă. Și zice maestru, zice, domnule, zice, uite cum facem. Dragul meu, uite cum facem. Eu să-ți dau ție un interviu. Dar nu acum. Mă mai gândesc și te sun. A trecut o lună, două, trei, un an, doi ani. După doi ani jumate, mă uit la telefon, sună telefonul. Pe display scria: Radu Beligan. Tuc telefonul la ureche. Alo? Vocea atât de cunoscută și de iubită. Dragul meu, m-am hotărât să dau ultimul interviu. Vreau să ți-l dau ție. Extraordinar. M-am dus, o dat seama, adică eram, conduceam, m-am oprit, eram în centrul Bucureștiului, m-am oprit. Să te sună Radu Beligan, spune că îți dau ultimul interviu. Sigur că da, sigur că da. Bun, zice, fii atent, îl facem acasă, transmitem în direct. Am luat echipă, orice. Dom'le, și ne-a făcut
un moment în timpul interviului, deși Mircea și eu am crezut că murim. Deci, dacă n-am murit atunci, n-am mai... Da. Sunt Highlander. Deci începe interviul cu tare, unde stă Mircea, stăteam eu, aici stă maestru. Și începe să ne povestească și zice și cu tare și nu știu ce. Și la un moment dat, deci cum stătea așa pe pat, pe fotoliu? Da, când l-ai întrebat tu, că asta a fost tare. Deci l-ai întrebat tu, nu mai știu, l-ai întrebat ceva. Da. Deci, îi pune el o întrebare și maestru Berigan și maestru începe. Stă așa și la un moment dat începe. Doamne. Da. Nu, 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 nu. Cert este că noi nu știam ce face. Nu eu cum stăteam nici acolo, eu dintr-o dată am zis, mamă, cade sau ceva, că era deja fragil. Da. Și maestru stă așa, se gândește. Și ajunge cam pe aici. Cam, eu, deci eu am avut pulsul 578. Da, ați crezut că s-a da, era o problemă când... Și exact, deci s-a dus până aici și zice, da, exact, da, exact despre asta vreau să vă vorbesc. Zic, băi, nene, cred că ne-a testat sau da, ceva, știi, nu, zic... Genial, și aveam 90 și... Zic, stai, bine, frate, așa, cam... Da, știu, după aia am făcut... Exact. Așa, am avut o coadă mare și am dat niște ture la... Eu, nu, vă înțeleg că eu am mers cu el în mașină, pe la 80 de ani încă conducea. Și m-am luat și zic, vino să mergem, mergem la maestru chinez. Am zis că ești după chinezul ăla, și la volan, tu vezi ceva că nu văd nimic în față. Mi-au înghețat picioarele aici. El avea și un simț al umorului fantastic. Incredibil, da, incredibil. Și te provoca. Incredibil, da, da. Te provoca... Îmi aduc aminte când m-am angajat, am jucat un turc amărât, era Mircea cel bătrân, Bayazid. Bayazid era Ovidiu Iuliu Dumnezeu să-l numească, imens actor. Și eram un turc care făceam acolo, Allah, Hilal, Allah, da, 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 și... Horia Popescu, alt mare regizor, Dumnezeu să-l odinească și pe el, zicea, mă, puricule, mă, strigă-mă mai tare acolo, mă! Și zic, domnul Horia Popescu, eu strig, dar după mine vine meștru Berigan, zic, nu vreau să îl buriez. Mă, buriază-l, mă, că eu mi-e să acum șeful aici, buriază-l! Iese și ce-o îndăneau. Uh-huh. Meștru n-a zis nimic. N-a zis nimic. A venit ziua premiere. Eu cu turbanul în cap singur, tremuram în cabine așa, un puric cu turbanul, eram o piftie, zic Dumnezeu, la Allah, la Allah, Mahomed, la Allah, la Allah, nu am văzut toate astea. Ăsta era rolul meu. Zic să nu greșesc, m-am interesat la turci, cum se zice, la arabi, nu mai știu ce. Allah, la Allah, așa. Și deschid de meșterul Beligănușe. Ce faci de nuți? Zic, repet textul maestră. Să nu mă bruiesc, încă nu te-am angajat. Vedeți că astea